Bună ziua, bună ziua, albinuțele mele, și bine ați venit la încă un episod din Otto Mănâncă, singurul nutriționist și instructor de fitness din lume care a strâmbit peste 250 de kg și acum face live-uri tati pe TikTok și reluare pe YouTube. Hai că am ajuns și la șaormeria celor mai celebri YouTuber de aici dintre ăla. Șaorma amicii, șaormeria amicii. Mă scuzați-mă de legia, dar aici nu prea este friendly pentru youtuberi, pentru tiktokeri, e gălăgie mare, e muzică înăuntru, copyright, nu ai semnal, îmi pare rău, percică, cineva trebuia să o spună, poate faci ceva în privința asta, tati, că ne rupe asta aici la muzică, ia uite ce gălăgie faci, ai înțeles? E prea multă gălăgie aici. Și înăuntru nu ai semnal, pentru live, pentru nimic, și copyright de la muzică. Ia să vedem. Ne-am luat cheesy de vită. L-am mai strâns eu, că băiatul nu prea l-a strâns bine. Când l-am luat era așa. Dar îl strângem noi acum frumos. Am înțeles că s-au schimbat aici astea, lipiile. Ia să vedem. Cam gol un pic. Dar carnea a fost multă, m-am uitat când l-am făcut. Carnea a fost multă. Stai, că am luat multă lipie acum. Îți place, Gabi? Da, e foarte bun. Tati a venit cu mami aici la Craiova, la amici. Hai să mă arăși pe mami. Bună, îți place. Întoarce în camera, că tati nu-i place la cameră. Mami nu-i place la cameră. Hola, tati! Opa. Mamă, da, bă, e picantă. E picantă. Asta, maioneza picantă. E chiar picantă, se simte. E foarte bună carnea de bebecuț. Jevita. Și sosul de usturoi, îmi place mult de tot. Foarte bun. Și lipia e ok, că au schimbat-o. Dar lipia nu mă deranjează așa mult, nici aia normală, din toate șaormerile. Da, e bun cheesy. Cheesy-ul ăsta. Mi l-aș mai lua a doua oară, nu știu, a doua oară cred că mi-aș lua tot șaorma simplă, normală. Corești sau amici? Amici. Între Corești și amici, amici. Se simte mult mai bine carnea. E mult mai multă carne. Mult mai mare. Prețul e cu... E mai mare și prețul, dar nu cum foarte mult. Asta costa 38 de lei și la Corești 30 de lei. Deci diferență de 8 lei la preț, dar e mult mai mare. Se simte carnea, tati, se simte gustul cărnii de vită, de berbecuți, frumos. Înțelegi? E mai bine balansat asta. Mulțumesc frumos, Calix. Mulțumesc frumos. Se aude gălăgia? De la aparatul ăsta de aer condiționat afară? Se aude, nu? N-are nimic. Vreau mai aproape. Cât de aproape pot aici față de mine. Lasă că vă place care de vită și berbec. Cum vă place? Foarte bună, foarte bună. Vali, e foarte bună carnea asta de berbec și de vită. Îmi place foarte mult. Am mai mâncat șaorma normală. Nu cheesy. Tot cu vită și berbec. Cu lipilele vechi, la fel de mult mi-a plăcut. Chiar am apreciat carnea. De la amici, tati, da, de la amici. Hai să-i dăm un
stilul Emma Carter aici în Craiova, tati la amici. În stilul Emma Carter posedată. Gât de iguană. Posedată. Cum e verea? E bună? E bună, Cristi, e bună? Bun sosul ăsta de usturoi, îmi place mult. Ne-ai cumpărat și mie? Da, mami, ți-am cumpărat. E bună. Cum să nu-ți cumpăr? Băi, frate, nu mi-a plăcut că nu este semnal înăuntru. 5G, o liniuță și mi se bloca live-ul. Nu, spuneam oamenii că nu merge, că nu văd, că se blochează. Greu, nu mai vezi aici. Da, nu te-am văzut. Nu te-am văzut, Maria. Și mai e și muzică să iei copyright pentru YouTube. Așa ori mai bună. Dar nu cred că mi-am și mai cumpărat din asta. Mi-aș lua shawarma normală. Sincer, nu mi-aș mai lua cheesy, deși prefer shawarma la presă. Ok. A ta a avut brânză multă, a mea a avut brânză. Dar nu se simte gustul de brânză. Eu nu simt gustul de brânză în ea. Dacă vine bercea, cred că fugi, dar de ce să fug? Unde să fug? Încearcă să-mi dai de ala, să vedea dacă merge acum. Mamă, ce... Nu merge. Aaa! Ba da, merge. Cred că mergea și înainte. Cred că mergea și înainte, dar apăsam eu greșit. Apăsam eu greșit, Maria. Ești cel mai fericit. Ține-am apăsat pe tine și mi-a apărea al meniu. Trebuia să dau doar un click pe numele tău și după aia... Și mi-a apărea al meniu așa. E regele grande pe live? Am văzut, m-am salutat. Cătălin, mulțumesc, tati, pentru cadouri, te pup. Te pupă, tati. Calix, mersi, frate, te pupă, tati. Mamă, stai așa că speriu lumea pe aici, bă, frate. Băi, nu mai îmi dați cadouri din astea mari, că sperie, se sperie lumea pe aici de mine. Ce? Mergi la Mido, te rog. Ce ți-a dat? E, nu știi tu. Dacă nu te uiți, ești și moderator în puii mei. Ai și terminat de mâncat. Ai terminat de mâncat. O, Calix! Mulțumesc, tati! Te pupă, mami! Ce mai e mică? Mergi la amici. Eu... Bă, amici cu doi de ei, tati, și sunt la amici. Unde mănânci? Noi, confunzi. Asta mă, mai mă deruta. Aman sau amici? Cam în două. Aman. Da, mă, ești tu, domn profesor. Sunt profesor în shawarmologie. Shawarmologie. Predau la Universitatea de Shawarma din Oxford. Ce poftă mi-ai făcut, frate? Te pop... Bă, frate, dar e picantă! Bă, Gabi, e picantă! Bă, mi-au luat buzele foc! Ia să vedem cum e cărnița asta. Să facem un stilul câine turbat.
Bună! Bună, tati, bună! Carnea e bună! Carnea este perfectă! E cea mai bună carne asta. Are gustul perfect balansat între vită și un pic danf de berbecuț. Data viitoare nu-mi iau maioneză picantă, că mă ustură buzele. Nu, în cur nu mă ustură, dar mă ustură buzele, mă ustură limba. Ce vezi mâine? Ce belai când aici? Tu-ți dai seama acum că ne întâlnim cu Alexandra. Da, mă, vine. Mamă, acum. Și trebuie să-i dăm pup acolo jos la jumară. Ia foc jumara Alexandrei, frate! E aici pe live? Nu știu dacă e pe live, dar... Cred că se pregătește, e la baie, e la duș. Se pregătește pentru noi. Mami, ia șervețele, mami. Iau. Iau, tati, mersi. Dar nu-mi place să mă șterg mereu. Îmi place să mănânc așa mozolit. Am și murit. Dacă mi-am mici, e bună. Ți-ai pus extra sus? Nu, o lingură mai pus în fiecare. Hai sus acolo, băltește-l sus. Băi, fraților, e foarte bună șaorma asta, dar data viitoare mi-au șaorma normală. Nu mai mi-au de-asta cheesy, că nu simt gustul de cașcaval. Te-a fost foarte puțin. Mulțumesc frumos, Calix. Mulțumesc, tati, pentru cadouri. Te-a luat toate transpirațiile de la picant. De la picantul ăla m-a luat toate transpirațiile. Ce stil trebuie să mai facem, mă? Stilul iguană posedată! Ce sadică! Nu te lași oameni, mami, ce acolo suntem, băi, față, mami. Se uită toți șaormarii la mine. Ăștia de pe stradă au făcut accident cu mașinile care trec. Se uitau la mine și râdeau și au intrat unul într altul, ești nebun. Unul cu bicicleta a traversat strada, a intrat într-un câine, a picat în cap. Băieții din spatele meu la fel, se tăvălesc pe ei de râs. Stilul e macartă. Salut și recomand pentru dolorile de articulații să te duci la un medic, frate, că nu sunt doctor eu. Stilul piton. Calix, mulțumesc, tati! Te pupă, mami. Aoleu. Aici nu mai e nimic jos. Nu mai e nimic jos. A rămas flash. A rămas flash ca Alexandrei doar cu sos, atât. Cărniță nu mai e. Nu mai e burtă de sub burtă. Câine turbat. Stilul câine turbat. Vreau șaorma, vreau șaorma, vreau șaorma. Nu mai e șaorma. Cum, nu mai e șaorma? Dar vreau șaorma. Dar nu mai e, tati, șaorma. Mamă, cu ce arată asta? Câinele turbat nu mai are șaorma, frate. Ce seamănă mă asta? Like Alex 007 moderator. A? Like Alex 007 moderator. Nu înțeleg ce zici. Alex 007 like moderator. Nu știu. Îți dau în voi. Nu știu, frate. Trebuie dacă are semn. Doctorul! E abonat, nu știu dacă ești moderator. Bă, da, care semn. Da. Dacă l-are, atunci ce ai, mă întreb? Nu l-am văzut. Rece. Eu nu văd. Asta e mai rece, deci, așa acolo, dai pop. Nu-l văd în... Nu, ia mă, se... A? A, ba da. Ba da, ba da. Este. Auzi ce se trebuie pe Calix. Calix, mulțumesc, tati. Te pupă, mami. A, tot un punct.
Mami, hai, bagă țigară și hai să băgăm acum vreo 30 de cartușe de țigări, că mi-a luat gura foc, frate, de la shawarma asta picantă. Bă, în concluzie, nu merită ciziu, merită shawarma normală. E și mai ieftină, îți spune și mai multe legume, carne îți spune la fel de multă. Nu știu, pentru cașcaval, doar pentru cașcaval să plătesc mai mult, care oricum nu-l simt. Și când mi-a băgat-o la presă, s-a deșirat shawarma, s-a făcut, s-a lăbărțit, s-a făcut ca dracu. Și nici n-a ținut-o foarte mult la presă să se facă așa crocantă, crusta aia, să se facă ce trebuie. Mi-a ținut-o un pic așa, gen, un minut, 30 de secunde, 40 de secunde, nu știu exact ce să vă zic. Nu știu, eu merg pe shawarma clasică. Data trecută când am fost, acum o lună și ceva, mi-am luat shawarma mică, 25 de lei, parcă. Sau 28 de lei de vită. Și a fost mare, credeți, a fost mare. Și a fost bună. Carnea asta de vită e perfectă. O, mulțumesc, tati. Carnea asta de vită cu berbecuțe exact ce trebuie. Și sosul de usturoi la fel. Sosul de usturoi și sosul amicii sunt foarte, foarte bune. În rest, legumele trec, toată lumea are legume, nu? Și data viitoare nu mai pui picant. Asta, frate, că cine mănâncă picant să-și pună. Cine mănâncă picant să-și pună maioneză picantă, dar e picantă. Dar e picantă, bine. E picantă, îl ustură buzele pe tati și a pus doar o lingură. Da, sunt amicii. Oh, Gabi! Mulțumesc, iguana mea! Ai făcut iguana fericită, Gabi! A nebunit iguana, Gabi! De la cadou ăsta șmecher. Cătă! Am zis Gabi? Am zis Gabi, Cătălin! Nu știu, că nu mai știu de mine. Foarte multă gălăgie aici. Foarte mulți oameni. Foarte multe zgomote din stradă, mașini, oameni de alte mese. Drăcia asta de aparat de aer condiționat. Voi nu știți cum se aude aparatul ăsta de aer condiționat în cava, așa că trebuie să țip să la copăr. Poate pe clip nu se aude, dar... Ce-a făcut, bă? Băgai țigara. Mulțumim frumos. Băgai țigara, bă, frate, în clip. În Craiova. Tati, bă, am uitat să schimb, cătă. Vreau să schimb, vreau să pun mami. Vreau să pun mami în loc de tati. Și cu Gabi lângă tine, tot cu gândul la el. Tot. Nu-i mai zic, îl supăr acum. Lasă să se simtă bine și el acum. Lasă să se simtă bine. Puțin. Nu-i mai zic acum de Maria, că iar se supără. Acum o am pe Maria. Din nou. Stau și mai relaxat. Nu mai am relevantă responsabilitate. Schimbă. Ce să schimb? Da, să pun mami, da. Bravo, mă, găbițule! Nu mi-am dat seama ce vrei să... Ai auzit ce a zis Maria? Și cu Gabi lângă tine, tot cu gândul la el. Păi dacă Gabi e cel mai bun prieten al meu, moderator... Salut! Salut! Ești pe live? Da, sunt pe live aici, am luat și eu shawarma. Cum? Fac cinste? Cu shawarma. De care? Mică. Fac cinste, da. Adevărat? Foame? Hai. Haide. Zile la băieți să o pregătească. E coadă? Hai să facem cinste la băiatul ăsta cu shawarma. Stai așa. Pune-te la coadă acolo. E coadă? Vine acum, în două minute. Să termin țigara.
Shawarma amici. Da, da, la shawarma amici. Ha? Ce vrei, mă? Și dacă sunt ce? Să fie și 100? Să fie și 100, ce? E pe el. Bă, dar n-am semnal înăuntru. Ce și muzică. Ce și muzică. Lasă-mi aici. Ha? Bă, dar n-am cu ce să plătesc, că am cardul pe telefon. Stați așa că intrăm să... Mamă. Auzi, ia vino încă. Un live pe pauză, dar cât să-l pun? Am cardul pe telefon și ăștia înăuntru au muzică și mi-au copyright și nu am semnal. Da. Cum facem? Intru eu, sau dați-mi 24. Păi nu am cash. Am cardul pe telefon, sunt pe live acum. Și înăuntru nu e semnal, că am pornit live-ul când am intrat. Și l-am închis, că nu spunea lumea că nu merge live-ul. Nu e semnal înăuntru. Și mai, dacă, și mai e și muzică. Bine, muzica ca muzică, că când urc pe YouTube clipul o opresc, știi? Adică îi scot, îi dau să scoată muzica pe segmentul ăla. Așa că n-am cum, las telefonul la Gabi. Păi las telefonul la Gabi, dar eu am cardul pe telefon. Și n-am cheș la mine. Înțelegi? Decât dacă mai stai, să termin live-ul, închid live-ul și după aia ți-a tătii. Ți-a tătii ușa urmă. Cum te cheamă pe TikTok? Scrie acolo! Ia, vină mai așa, nu stai în ușă. Vină mai așa. D-R-I-P-U-N-D-A-R-I-N-O-C-N-O. Aha. Am înțeles. Ia, scrie ceva în, pe live. Ia-i de la Gabi. Ai Gabi? Cash? Îți dau acasă eu. Cash. N-ai? Hai să mergem la altă dată. Mai stați, că nu termin acum live-ul. Mai fumez țigare. Și mai ai mulți prieteni? Mai ai mulți prieteni? Cu cine? Tu cu el? Am înțeles, da. Nu merge. Nu merge, că tatăl n-are cash la el. Și n-are nici Gabi. Aici. Salutare, uite, e băiatul. Ah, păi tu nici nu mă urmărești, mă. Bă, ia dispar, bă, de aici. Că tu nici nu mi-ai dat follow. Bă, dispar, mă, de aici, că nu mi-ai dat follow. Nu, mă, tu. Bă, tu nu mi-ai dat nici follow. Eu? Nu știu care, hai, gata. Roiu. Știi bani cu Albina? Roi de aici. Băi, ăștia nici nu mă urmăreau și au venit să înceară shawarma aici, de vorbă. În cap de om, ce faci? Vreau să mă... Acum am văzut. Am pus pe băiat să-mi scrie aici. Nu mă urmărești, tati. Hai, gata, lăsați-o în pace. Acum nu mai sunt. Lăsați-o, că ai scris aici, eu. Și când am dat pe tine, nu mă urmăreai. Eu sunt ăla, uite aici. Ai scris aici. Aici și poză, cum adică? Nu sunt eu, ăla eu. Păi tovarășul care a venit la mine să-mi ceară. Cum adică? Mă prostește față? Nu ești bătul ăsta? Acum mi-ai dat follow. Au venit doi puși la mine, nici nu mă urmăreau, să le dau o shawarma. Le-am zis că le dau o shawarma și când mă uit, nici măcar nu mă aveau la follow, frate. Nu e vorba, că le luam. Dar n-am cash, trebuia să oprez live-ul, înăuntru nu e semnal, să intru cu telefonul, e muzică, copyright, toate alea. Prea complicat. De ce nu faci mișcă? Ha? Dacă vrei să arăt cât de urmăresc când dai o shawarma, nu mai dau nicio shawarma. Nu mai. Că trebuie să oprez live-ul, v-am zis. Nu mai, că plecăm, nu mai stăm. Mama are drumul de făcut.
Nu, mă, că le luam, n-ai văzut, că am zis din prima. Că le iau, ce mare căcatul șaorma. Ce zici? 7:30, da. Se grăbește mami. Dar nu opresc live-ul acum. Pe cel mai ții din mașină? Ia asta. Nu mai ții din mașină? Mă, că nu mai țin, dar îl mai țin până la mașină. Miau, miau. Pam, pam. Ciao, mergi la shawarma amici. Da, frate, sunt la shawarma amici. Am fost la shawarma amici. Uite aici în spate, tati, shawarma amici. Bună! Bună, mami. Foarte bună. Foarte bună. Bună. Foarte bună, dar mi-a cam trecut hype-ul cu cheesy. Da, da. Nu mai mănânc cheesy. Nu mai mănânc cheesy-uri. Nu se simte brânza. Nu se simte brânza. Nu se face crusta aia șmecheră, că au coadă, nu trebuie să o lași vreo 2-3 minute, frate, la presă. Băieții stau lângă aparat până ți se face ție. Adică, fratele meu, dacă am luat două cheesy-uri, ai băgat primul cheesy la aparat, la presă, te-ai dus, ai luat direct cealaltă lipie, ai lăsat cheesy-ul la făcut la presă, ai luat cealaltă lipie, te pregătești să faci următorul cheesy, nu? Ai terminat de făcut următorul cizi, vii cu el să-l bagi la presă, îl scoți pe primul și îl servești pe primul. Adică nu stai, frate, cam... nu stai lângă ea, lângă cizi, la lipie până se face. Și după aia te apuci de următorul cizi. Da. Halamido acum în Valea Roșie, excelentă. Data viitoare, tati. Data viitoare avem Mido, avem Rond, avem... Câte sunt aici? Sultan. Sunt multe. Mi-a mai zis și Ana Maria. Mami, de care ce ai tu? De grecesc? Gyros, ceva de genul, grecesc. Hai că vorbim noi. Vorbim noi când ajungem acasă. Hercule! Vorbim noi când ajungem acasă. Mamă, ce accident era să facă asta. Tot pofticiosul e forță, forța aia mare pe Târgu Jiu, pofticiosul, tati. Te pup, pofticiosule, Hercule. Vorbim când ajungem acasă, închis, da, închid, păi uite, tati. Mami s-a urcat în mașină. Mami, fă-le cu mâna. Mami, fă-le cu mâna, mami. Mami s-a urcat în mașină, l-așteaptă pe tati să bage cheia în contact și să-i dea talpă lui mami. Se grăbește Gabi, nu pe bine vorbesc acum. Se grăbește Gabi, e 7:30, trebuie să ajungem la Vâlcea de la Craiova. Și Gabi de la Craiova trebuie să ajungă la Pitești. Și de la Pitești la Mioveni. Și de la Mioveni mai are încă 30 de km până acasă. Așteaptă-mă! La pofticiosul! Mulțumesc frumos, tati, pentru cadouri! Te pupă, tati! Mulțumesc frumos, pofticiosule! Încearcă shawarma Mido, o să încerc tati data viitoare. Pe mine mă lași aici în H&M. Da. Păi, ți-am lăsat aia 60 de milioane să-i spargi și ai văzut, uite, n-am mai avut cash să le fac 500 la băieți, decât pe card am. Și cardul e pe telefon, nu e fizic. Nu e fizic. Ne-am modernizat, da mă, naiva. A intrat și România în rândul țărilor scandinave. Ajungem la 8:30? 8:30? Cum dracu să o ajung într-o oră? În 2 ore facem. Hai. 2 ore facem până la Vâlcea, tati. De la Craiova până la Vâlcea 2 ore se fac. Am delit. Mai am. E bine, mami. Să-i cheltui responsabil. Mami, bagă-l încărcat. Oh, să băgăm și telefonul la încărcat. Nu am nici baterie. Hai că am stat toată ziua astăzi prin Craiova. Cu voi. Vă pupă, tati, jos. De tot. Ne auzim când ajungem acasă să mai facem un live ceva, să ne mai distrăm. Îți iau Nutella? Nu, că mai am. Mai am și mă îngraș. Te pup, Maria. Te pup, vorbim.